Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. A fost descoperit cadavrul bărbatului din Bacău care și-a ucis soția în mașină. Vor continua lucrările de asfaltare în Onești. Profesorii nu vor mai putea oferi meditații. Criminaliștii au identificat cadavrul descoperit de pompierii băcăoani în canalul de fugă al Bistriței. Criminaliștii l-au identificat pe bărbatul înecat, este soțul femeii găsite fără suflare pe bancheta din spate a mașinii acestuia. Pe 21 ianuarie, în urma unui conflict conjugal, bărbatul și-a înjunghiat soția, a anunțat că se sinucide aruncându-se în râul Bistrița. De atunci, pompierii au căutat trupul bărbatului și au reușit să-l găsească zilele trecute. Se pare că cei doi soți nu se mai înțelegeau, femeia intenta să divorț, iar bărbatul avea și datorii mari la cămătari. În urma lor a rămas un băiețel de un an. Un șofer a fost drastic sancționat după ce a fost prins de polițiști că lua persoane la ocazie. Polițiștii din cadrul biroului rutier Bacău au depistat un conducător auto care transporta contra cost 6 persoane pe ruta Sat Galben, municipiul Bacău, fără a deține documentele legale pentru a executa transport public de persoane. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1000 de lei și au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare pentru o perioadă de 6 luni. Lucrările de asfaltare vor continua în municipiul Onești în această primăvară. Primarul Nicolae Nachiuc, invitat în cadrul emisiunii 24 de ore, a declarat că își dorește ca cea mai mare sumă de bani când se va vota bugetul municipiului să fie direcționată către proiectele de asfaltare și reabilitare a drumurilor și trotuarelor. Nici pasajul subteran de la calea ferată, despre care a anunțat la finalul anului trecut, nu este uitat. Se analizează proiectul și se caută sursele de finanțare. Mai multe detalii în materialul următor. Când vor începe asfaltările? Că am vorbit de mașina de frezat. Asfaltările nu încep mai devreme de jumătatea lunii martie, în cel mai fericit caz. Ca să poți să asfaltezi e nevoie de asfalt. Ca să realizezi asfalt e nevoie, pe lângă materialul format din piatră, de bitum și de emulsie. Fabricile de emulsie în România sunt închise în perioada sezonului rece pentru că nu au de ce să lucreze. Când marfa nu poate să stea pe stoc, se alterează, să spun. Corect. Și pierde proprietățile, practic. Exact. Și din acest motiv, până nu încep fabricele să producă materialul necesar realizării asfaltului, nu avem cum să asfaltăm. În consecință de cauză, în cel mai fericit caz, jumătatea lunii martie. O veste bună, că e un termen precis. Asta este. Nu este foarte precis. Pe de o parte, v-am spus, suntem condiționați de deschiderea fabricelor ce produc bitum și emulsie și pe de altă parte suntem condiționați de condițiile atmosferice. Ca să poți să întinzi asfalt, trebuie ca temperaturile, media temperaturilor, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, să fie de minim 12 grade Celsius. Vă întreabă domnul Emilian, bună seara, oare despre pasajul de sub calea ferată spre Bacău se mai aude ceva, domnule primar? De asemenea, vă întreabă dacă aveți în plan trotuarele din cartierul Mal, pentru că ar trebui refăcute, spune dumnealui, în totalitate. Într-adevăr, sunt cam avariate. Vis-a-vis de pasajul subteran de la calea ferată, vreau să vă spun că chiar ieri am purtat această discuție cu colegi de-ai mei din primărie și specialiști, în sensul în care există un proiect, datează de undeva din anul 2002, unde toate avizele de vreo 17 ani, sunt expirate, 2018. Unde trebuie să reanalizăm soluția, dar nu poate să o reanalizeze angajații primăriei municipiului Onești, ci oameni de specialitate. În acest sens, am demarat o procedură care își propune, pe de o parte, o reactualizare a proiectului și realizarea unui studiu de fezabilitate, să vedem ce sume de bani sunt necesare pentru a realiza un astfel de pasaj. Ideea este că banii pentru realizarea unui astfel de pasaj nu i-are primăria municipiului Onești. Finanțarea nu poate fi asigurată fie prin un parteneriat Consiliul Județean sau printr-un program de finanțare al Uniunii Europene sau al Guvernului României. Noi am început să facem documentele care pot sta la baza încheierii asociații, astfel încât să obținem finanțare. Documentele acestea nu pot fi, adică reactualizarea proiectului și realizarea studiului de fezabilitate, durează minim 3 luni de zile. Eu îmi doresc o asociere Consiliul Județean și în acest sens, în
Pentru acest lucru reactualizez proiectul și realizez studiul de fezabilitate. Vis-a-vis de trotuarele din cartierul Mal, prima dată, prin fonduri proprii, vreau să vă spun că vom realiza modernizarea infrastructurii pietonale pe calea Mărășești și zona de TCR. După care ne vom mobiliza și pe alte zone. Odată cu montarea de către angajații de PPA indicatoarelor de semnalizare a parcării amenajate în incinta oborului săptămânal, polițiștii locali cu sprijinul colegilor de la Poliția Onești au început acțiunea de curățare a străzilor de tirurile și mașinile parcate ilegal. Deocamdată, transportatorii sau samsarii auto nu sunt amendați, ci doar li se aduce la cunoștință că au la dispoziție un loc special amenajat unde își pot parca autovehiculele fără riscuri. 10 zile este termenul legal pe care îl au la dispoziție transportatorii sau samsarii auto să elibereze domeniul public ocupat abuziv din momentul primirii somației. Dacă nu vor respecta acest lucru, vor fi amendați, iar sancțiunile pot ajunge și la 2.000 de lei, la care se adaugă cheltuielile ocazionale de inventariere, expertizare, ridicare, transportare și depozitare a autovehiculului care cad în sarcina proprietarului mașinii. Prețul gunoiului perceput de adiz la Helegiu a fost subiect de discuție în cadrul ședinței de Consiliu Local. Detalii urmăriți în materialul următor. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16.04.2018, inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Helegiu. Deci aici vreau să vă spun și eu, părinte, și doamna secretară, sunt convins că mă va completa. Anul acesta am început prin o somație din partea ADIS, prin care dispune că începând cu 20 parte, dacă nu trebuie bine, ianuarie, nu vom mai fi primiți în groapa de gunoi, pentru că nu sunt mulțumiți de tarifele pe care le încasez de la whatever. Noi nu suntem în situație de a nu-i plăti taxele, suntem la zi cu datorii către ADIS, dar cantitatea per tonă, ei spun că e mică și nu își acoperă cheltuielile. Și au propus, fără o notă de fundamentare, am avut mai multe ședințe, bineînțeles, data respectivă de 20 s-a pierdut, s-a contramandat, urmând să fie, cred, undeva începutul de februarie, că văd că mă șantajează și pun toate de problema. Am fost două ședințe la care am participat, la ultima n-am fost personal, când am ajuns, au fost doar colegii noștri, colegii mei de la mediu și de la Serviciul și Sănătate. S-a lăsat cu cear, după scandal, a plecat, n-au înțeles foarte bine tot lucrul, nimic eu nu știu astăzi ce trebuie să fie, ce trebuie să fac. Am mai sunat la câteva primării din zonă, ei au retras proiectul respectiv de pe ordinea de zi. Eu am considerat să-l supun spre aprobările dumneavoastră și să vedem împreună dacă mergem înainte sau îl respingem astăzi. Eu, după mine, las să respingem, pentru că ei ne cer un plus față de tarifă pe care ne avem pe tonă astăzi de 100 de lei, încă 65, încă 65 de lei în plus. Adică începând de la 1 ianuarie, tona pe gunoi menajer la Adi, la Ronda Ecosud, să fie 165 de lei. Asta însemna că la o mașină de 7 tone pe care avem noi zilnic la rampă, undeva la 400 de lei în plus. Pe total, vreo 50 ceva de milioane pe lună, faceți un calcul, sunt mulți bani și așa, nu ne putem descurca, nici noi bănuiesc, că nici ei, că nu cred că ar face o... Dar, repet, da, eu o face, nu vreau să... Și cum justifică mărirea asta? Și nu există o formulă de calcul pentru că amendarea unui tarif nu este număr de salariați, utilaje, cheltuieli cu salariații, cheltuieli cu utilaje. Această notă de fundamentare nu a fost atașată la solicitarea deșină. Doar au stabilit acest tarif fără a primi și nota justificativă. Primarul a inițiat proiectul de hotărâre și au insistat, ieri au fost discuții în ședința de la ADIS. Că primărie nu bagă hotărârile în Consiliul Local, că nu se aprobă, că nu se descurcă și că viitorul apropiat, eu știu, săptămâna care vine în 2 săptămâni, vor asista activitatea cu noi, nu doar cu noi, cu întreg ADIS-ul, cu întreg județul. Și eu ce faci? Dă sare la noi? Păi nu știu, nu știu, dar ei știți cum e. Ni șantajează, au interes. Și cum e dracu, atât de pe grunț cât e la care mă înființa, știți? Și așa noi cheltuim în jur de 2-3 miliarde pe an, numai cu
inclusiv ce s-a luptat, cu salarii, mașină, bunuri. Nu avem datorii, ultima factură este achitată, undeva la 7.000 lei pe lună, plătim către ADISC, nu mi se pare normal. Eu cred că cel mai convenabil fi pentru noi, cei care suntem cu servicii proprii, 4-5 UAT-uri, să avem o discuție separată de celelalte comuni. În primul rând, eu gestionez singur, tu nu faci nimic pentru mine, cât mă primești acolo și la rândul tău mă încasezi. Trebuie gândit o formulă din care să fiu mulțumit și eu și tu, nu vor închid poarta de mine, nu mai aduci bunoi, că fără de spate pe capul mare cu el. Corect, fiind alt serviciu, trebuie discutat alt serviciu. Noi suntem membri în ADISC pentru că așa începutul european, pentru că am luat și noi 1000 și ceva de tombeloane în 2013. Am participat la urmă? Da, dar de aici încolo noi ne-am gestionat singur, ne-am făcut singur serviciu. Cheltuim poate mai mult decât cheltuim comunalii, da, eu știu, dacă mai mult sau mai puțin. Încercăm să ne ducem la capăt, nu este ușor, sunt conștient și vis-a-vis de colectarea selectivă. Am încercat tot felul de, chiar vorbeam colegii mei despre una care vine să începem niște acțiuni prin școală și prin agenți economici. Să cumpărăm acum niște pubele. Cred că aici o să putem, în primul și în primul rând, să rezolvăm problema, să spun așa. Adică nu este mult mai simplu. Eu am magazinul meu, dumneavoastră aveți magazinul dumneavoastră care aveți acasă o afacere, o societate. De simplu să punem 3 tomberoane pe care să scriem rătini și chiar angajatul nostru, dacă este instruit, noi acolo pui numai sticlă și pui numai carton. Și știu că o dată pe lună, joia, de exemplu, luăm doar cartonul și o dată să luăm doar sticla. Și pentru că ducând cu cât duce mai mult gunoi selectiv la Rufresc, la Becosud, ni se diminuează cota pe gunoi menajere. E firesc. La genințe, nu știu, la școli. Era școli, dar la fel, s-a putea face. Chiar am venit cu colegii din toate școlile din săptămâna care vine să discutăm cu care și cu profesorul și cu copii. Să încercăm împreună, măcar să pornească, dar noi să pornească cumva. O să ne fie foarte greu să învățăm pe dinea costică de pe vale, dar o să înveți cu timpul, nu? El încă e la... Asta ar însemna, exact, ar însemna să mărim și noi cu 60%... Păi vă dați seama ce ar însemna să eu la urmă de acum 10 lei de... Poate chiar am venit 10 lei de persoană în comună. Nu să știți că 6 lei, că la fel noi asta mi se pare destul de mulți, nu vor că situația financiară a multora din cetățenii noștri e roză și nu au dispunut de mulți bani. Că nu e simplu, adică gândiți-vă că sunt niște utilități pe care Helegeanu astăzi le plătește la primărie lunar, care nu sunt puține. O taxă pe gunoi la 4 membri de familie, 24 de lei, mai plătește apa iar 15-20 de lei, dacă mai pui și telefonul și ce mai au de plătit alte utilități pe care ei au... Păi știți că... Ce se face 100 de lei? Bugetul s-o facă cheltuielile mici și multe. Da, da, e destul de greu. Mai ales chiar acum am un răspuns dat către statistică și am rămas surprins. Nu știam ce să scriu acolo. Avem foarte puțini angajați în comună, foarte puțini. Chiar dacă merg în străinătate, dar nu sunt cu contracte de muncă sau cu copii atât de puțini, nu cred că vin foarte mulți bani în comună la asta. Mă simt sincer, nu. Făcutăți comercial, nu avem care să mai aibă 7-10 angajați. Nu e situația foarte, foarte... Dar dacă ne uităm pe ansamblu, domn primar, o dezvoltare de legiu cam e slabă tare. Deci eu vă spun și acum... Dacă faci analiza ultimilor ani, ce dezvoltare? Dar legiu, eu în sediu fost pe SMT-ul, unde vă câțiva ani scos la concurs. Și stăm la concurs, la licitație. Profetarul este un belgean, nu știu exact cum stau lucrul, dar am încercat mereu să promovez lucrul ăsta, chiar am întâlnit la alte cu niște oameni de afaceri din zonă, pentru că mi-am convenit să vină cineva să cumpere sediul ăla de acolo, să dea, ar avea 250.000 de euro. Mi se pare destul de mult. Dar e o zonă cu suprafață destul de mare, cu hale, cu acces la drumul național. Vă dați seama ce a rezonat pentru lui să vină cineva acum să investească acolo, să dea 200.000 de euro, 10 miliarde, să cumpere și... Pentru că dacă ai face cu bucățele, eu... Să mână mai târziu. Nu, și să vină să ne angajeze 40-50 de oameni din comun, care să fie 30 din Drăgugești, 30 din Helegiu, 20 de... Da, au atat cineva să facă ceva. Să facă ceva în Belgia, da? Da. Trebuia să fie un fost la apă cu ceasă. Nu, nu poți să spun ceasă. Știți că acum 2 ani am făcut anunțul acela cu cei de la Moncler, care căutau femei și bărbați să lucreze în confecție, cu un salariu de 2000 de lei. Atunci n-am găsit niciun om comun la Helegiu. Îi vreau un mic de transport. M-am discutat cu toată lumea. Îi plătea tot gratuit, vreau să plătea masa. Am dat de gustul căpșunilor. Nu. E mai simplu. Stai 6 săptămâni, cu 1500-2000 de euro și sunt niște bănuți pe care
oamenii, nu știu, care sunt și gospodari de altfel, îi bag acolo, în curți. Eu văd că mai florește pe satele noastre, în căsuții, garduri. Dar, nu era poate un salariu de 1.300-1.500 lei în România, nu e pentru tot să se schimbe pe jos acasă. E interes să fie așa. Dar gândește că la 60 de ani vei fi bolnav, cine unde nu fi bolnav, că așa e viața, n-ai să fie asigurat social, n-ai să ai pensie, n-ai să și multe alte. Este un acoperiș? Da. Da. Dar și noi să rezistăm să ieșim la 70, nu? Da, da. Nu poate aduceți la ceva un zic. Și cu noi, la sală. Nu știu ce să mai fi, dar măcar suntem angajați și avem... Să sperăm că trăim 110. Dacă sunteți de acord cu proiectul respectiv, ne abținem cu toții, aprobăm cu toții. Cel mai frumos, să nu fim duri, ne abținem. Ne abținem cu toții. Nu prea am fost lămuriți. Da, clar. Nu este pentru, nu avem, că sunt abțineri, 14 abțineri, doamna. Și vedem ce se întâmplă și cu celelalte OAT-uri, nu vreau să iau decizia primul noi. Clar, nu prea avem prea mult de făcut, dar poți să ne trezim când îți spune că eu sunt... Facem o groabă personală. Da, dar ați văzut cum pentru a stopa actele de vandalism care au loc la Onești, încă de anul trecut, municipalitatea a demarat un proiect de monitorizare video. Chiar zilele trecute, datorită acestuia, au fost prinși doi tineri care au mâzgălit cu graffiti gardul cimitirului Bisericii Sfântul Nicolae. Detalii urmăriți în materialul următor. Am văzut că deja s-au prins, să zicem, câțiva tineri mai teribiliste, oameni care, să zicem, au crezut că nu e monitorizat. Mă refer la imaginile de lângă cimitirul din Parcul Central. Printr-o colaborare între Poliția Municipală Onești și angajații de la domeniul public și privat, cei care analizează și monitorizează imaginele de pe camerele de luat vedere montate în municipiul Onești, împreună am reușit să surprindem pe imagini și ulterior Poliția Municipală să identifice un număr de două persoane care, într-adevăr, după cum vedeți și dumneavoastră, au mâzgălit acolo pereții. Au făcut tot felul de scrisuri pe un perete ce se află în Parcul Municipal Onești. E bine, nu este singurul caz în care Poliția Municipală colaborează cu angajații de la DPP și, după cum ați văzut și dumneavoastră, s-au identificat persoanele, se iau măsurile legale ce se impun, acel zid va fi adus la starea inițială, plus o amendă administrativă către persoanele ce au mâzgălit pereți. Am vrut să vorbim și despre acest lucru ca un avertisment, ca o atenționare a celor care cred că pot strica sau pot murdări fără să aibă repercursiuni gestul sau fapta pe care o fac. Utilitatea acest sistemului de monitorizare din municipiul Onești este una mult mai generoasă. Împreună cu Poliția Municipală și Poliția Județeană am reușit împreună să soluționăm o serie de probleme, de situații ce s-au întâmplat pe raza municipiului Onești. Este clar că performanța camerelor de luat vederi este una foarte mare și contribuie semnificativ în soluționarea unor probleme specifice poliției. Și acum două săptămâni am contribuit alături de, să spun, cei de la Arme și Muniții Bacău să soluționăm o problemă și colaborăm în continuare în diferite situații ce se întâmplă pe raza municipiului Onești. Este foarte bine și încercăm ca pe viitor, împreună cu Primăria Municipiului Onești, să dezvoltăm acest sistem de monitorizare prin camere în diferite zone vulnerabile ale orașului, astfel încât atunci când este nevoie să identificăm persoanele care sunt certate cu legea, care prin faptele lor dăunează interesul celorlalți locuitori ai municipiului Onești și să încercăm, acesta este și scopul, să prevenim și să diminuăm numărul de, contravenții sau fapte cu un anumit caracter ce se întâmplă pe raza municipiului Onești. Eu zic că este un lucru bun și oneștenii apreciază astfel de măsuri. Da, într-adevăr, știți că tot vorbeam în emisiunile trecute, domnule primar, de cei care distrug mobilierul din municipiu. Cred că se vor gândi de două ori când vor mai distruge, pentru că deja camerele își fac treaba. Și acum 2 ani am identificat persoanele care au dat foc la câteva coroane de flori de la monumentul Regina Maria. Un parcul municipal a montat în diferite zone camere de luat vederi.
pe lângă școli, sens intersecțiile principale, intrările, ieșirile din oraș și cred că în ceea ce urmează în activitatea Poliției Municipale, Poliției Locale, acest sistem de monitorizare video va contribui la gestionarea mai bine activității pe care Poliția Municipală o desfășoară în municipiul Ionești împreună cu Jandarmeria și alte instituții de suport. Plenul Senatului a adoptat luni, în calitate de for decizional, proiectul care vizează învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Cu alte cuvinte, profesorii vor avea statut de autoritate publică. Noul statut al profesorilor va fi similar cu cel al magistraților sau al polițiștilor, de exemplu. Asta înseamnă că trebuie să lucreze până la 8 ore pe zi și nu vor mai putea să facă meditații. Cei care vor lovi profesorii vor primi până la 2 ani și jumătate de închisoare. Dacă vinovatul are mai puțin de 14 ani, atunci nu va răspunde penal, iar în cazul celorlalți minori, pedeapsa se înjumătățește. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Joi 6 februarie, meteorologii anunță ninsori, maxima va fi de 2 grade Celsius, iar minima de minus 2 grade Celsius. Vineri 7 februarie vor continua ninsorile, maxima va fi de 2 grade Celsius, iar minima de minus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!